Stimați consilieri, problema formării unui buget echilibrat și realist în condițiile centralizării, de fapt, a finanțelor la nivelul autorității centrale, atunci când cea mai mare parte a mijloacelor financiare rămân în centru, nu ne-a fost deloc ușor. Toate acestea, bugetul propus este orientat maximal spre susținerea sectorului social sau mediului favorabil pentru dezvoltarea antreprenoriatului mic și mijlociu, bazat pe dinamica indicatorului economici, care au fost prezentate detaliat, atât la audierile publice, cât și în nota informațională. Reieșind din nivelul indicilor economici, a sectorului real al economiei municipiului, în anul curent s-au calculat și au fost prognozate indici economici pentru anul 2017. Se planifică următoarele acțiuni. Aducerea volumului producției industriale la cota de 5,2 miliarde lei, o creștere de 6,2% față de cea scontată în anul curent. Investițiile de capital fix să fie mărite până la 10 milioane lei, cu o creștere de 6% față de cele scontate în anul 2016. Majorarea până la 5.380 lei a salariului mediu lunar pentru un angajat din domeniul economiei, cu o creștere de 5,5%. În afară de acești indici, la elaborarea bugetului s-a ținut cont și de propusul proiect național al politicii bugetar-fiscale, care presupune un șir de inovații și modificări în anul viitor la capitolul bugetelor locale și mai ales la taxele locale. Sunt propuse sau se propune revenirea la plafonarea cotelor pentru fiecare taxă locală. De menționat că este schimbat tabelul ratele de impozitare pentru unitățile comerciale pe teritoriul municipiului Bălți, unde se precizează subiecții impunerii. Toate acestea au făcut posibilă formarea pe calea calculării a următoarelor parametri de bază a bugetului municipal. Astfel se propune proiectul bugetului municipal pe anul 2017 la venituri în sumă de 422,8 milioane lei și la cheltuieli de 423,8 milioane lei, având un deficit de 1 milion lei, care se presupune să fie acoperit pe seama mijloacelor obținute din privatizarea sau vânzarea proprietății publice. Deci, taxele locale se prognozează în sumă de 26,4 milioane lei. Pentru informare, indicatorii de pronosticare pentru anul 2017 sunt micșorate cu 3,3% sau cu 907,9 milioane lei, comparativ cu indicatorii planificați în 2016. Mai ales, micșorarea bazei impozabile, taxa pentru dispozitivele publicitare cu 100 mii lei și taxa pentru obiectele comerciale de prestări servicii cu 12,9% sau cu 1,6 milioane lei. În legătură cu micșorarea încasărilor în numeral de la obiectele a căror activitate este asociată cu jocurile de noroc și jocurile pentru bani și în legătură cu micșorarea cu 10% încăsărilor în numeral de la obiectele care au beneficiat de înlesniri în a doua jumătate a anului curent. 2. Deducerile de la impozitele și taxele de stat constituie 95,5 milioane lei, inclusiv 78 din impozitul pe venit la persoanele fizice și 17,5 milioane lei din taxă pentru folosirea drumurilor
de către vehicule înregistrate în Republica Moldova. 3. Transferurile se prognozează în sumă de 271,2 milioane lei, cu o reducere de 1,3 milioane lei față de anul curent. Și 4. Veniturile colectate de către instituțiile bugetare, care sunt prognozate la nivel de 13,6 milioane lei, cu o creștere de 1,7 milioane lei față de bugetul aprobat în anul curent. În privința prognozării părții de cheltuieli a bugetului, putem spune că se prevede păstrarea îndeplinirii necondiționate la nivel local a garanțiilor sociale prevăzute în legislația. Vorbind sincer și deschis, în anul viitor posibilitățile bugetului municipal la majorarea cheltuielilor sunt extrem de limitate. De aceea, pe parcursul anului, acțiunile noastre vor fi foarte dure și axate doar la momentele cheie ale bugetului și pe impactul cheltuielilor pe seama administrării mai eficiente a resurselor. Mă adresez celor ce primesc finanțarea din bugetul municipal, mai ales din domeniul social și mai cu seamă direcții de învățământ, tineret și sport. În anul viitor va fi stabilit un regim special pentru optimizarea economiei mijloacelor bugetare. Aceasta va avea loc pe motiv că ne urmăresc riscuri serioase, din care cauză se va mări nivelul deficitar. În primul rând, asta e tendința descendentă în privință la încasări de venituri și transferuri din bugetul de stat. 2. Se așteaptă riscurile iminente în ceea ce privește majorarea cheltuielilor, ca urmare a majorării prețurilor și a tarifelor la resursele energetice. Neapărat trebuie luat în considerație modificările și completările făcute în titlul 6 din codul fiscal cu referire la finanțarea lucrărilor de evaluare și reevaluare a bunurilor imobile. Din cauza lipsei unei metodologii relevante, nu putem prognoza cheltuielile bugetului local, care vor fi esențiale și se cer sursele de acoperire financiară. Există riscuri irreversibile în domeniul datoriei publice, ca urmare a lipsei la întreprindere a mijloacelor financiare pentru rambursarea datoriilor creditoare, a căror garant este bugetul municipal. Aceasta este o problemă foarte serioasă. Valoarea reziduală a garanțiilor va constitui la începutul anului 2016 sumă de 152 milioane lei. Spre achitare în 2017, 22 milioane. Un alt risc foarte serios în ultimii ani îl reprezintă nivelul foarte scăzut de resurse limitate, orientate spre cheltuielile investiționale, care au un impact extrem de negativ asupra stării mijloacelor fixe din sfera municipală. Cu toate acestea, primăria va considera și pe viitor drept prioritare orientarea cheltuielilor spre sectorul social, a căror pondere în structura bugetului va atinge 75,6% din bugetul municipal sau peste 320 milioane lei. Sectorul economic va fi finanțat în cuantum de 20% din toată suma cheltuielilor, iar celelalte sectoare vor beneficia de 4,0% din volumul total al bugetului. Sub aspectul clasificației economice a cheltuielilor, 92% ocupă alocările cu destinație curentă,
și doar 8% cu destinație capitală. Cu toate aceste parametri principali de cheltuieli se prognozează cu indexarea creșterii cu 9,8 milioane lei sau cu 2,4%. În sectorul social prevalează domeniul învățământului, pentru care prognozarea se face la nivel de 61,2% din volumul total al bugetului sau în sumă de peste 260 milioane lei, cu o creștere cu 5,7%. Educația preșcolară va fi finanțată în sumă de 98,7 milioane lei sau cu o creștere cu 9,6 milioane lei. Alocările prevăzute au permis să fie planificate 3,5 milioane lei pentru reparația capitală a clădirilor și 727 mii lei pentru achiziționarea echipamentului. Învățământul primar, gimnazial, special și liceal sunt asigurate cu finanțele în volum de 140 milioane lei sau cu o creștere de 3,2. Pentru anul viitor sunt planificate circa 18 milioane lei pentru echiparea tehnică a instituțiilor și pentru reparația clădirilor. Cu toate acestea, deși există partea pozitivă în ceea ce privește asigurarea financiară a ramurii, creșterea cheltuielilor prognozate pentru domeniul învățământului nu garantează bunăstarea și prosperarea acestuia. Mai cu seamă, aceasta se referă la reparația clădirilor. În ziua de astăzi necesită efectuarea lucrărilor urgente de reparație capitală 15 instituții preșcolare în valoare de peste 15 milioane lei, precum și toate instituțiile extrașcolare, unde se cer alocații în sumă de 8,1 milioane lei. Un alt compartiment de sectorul social este cultura, sport, tineretul. Suma totală de cheltuieli se prognozează în volum de 31,9 milioane lei. Pentru domeniul culturii, 13,9 milioane lei. Pentru realizarea politicii tineretului se planifică credite în sumă de 580 mii lei. Cheltuieli bugetare pentru sport se prognozează în sumă de 17 milioane lei. Nu putem neglija problemele nerezolvate ce țin de lipsa mijloacelor pentru consolidarea bazei materiale și realizarea reparațiilor capitale a instituțiilor. Pentru reparație capitală, doar a obiectivelor de menire culturală se cer peste 13,5 milioane lei, iar pentru cele sportive peste 3,5 milioane lei. În proiectul bugetului pentru anul 2017, creditele prevăzute în acest scop, adică a protecției sociale a populației, este o sumă de 29 milioane lei. Surile anterioare de susținere socială a populației. În primul rând, compensațiile pentru transport în sumă de 73,1 milioane lei pentru invalizi de grupa 1 și a 2, copii invalizi și cu sumă de 4,3 milioane lei pentru persoanele care le însoțesc. Alocarea câte 800 lei lunar pentru un copil, în sumă totală de peste 2 milioane lei pentru copii rămași fără tutela părinților. Plata ajutorului material din Fondul de Susținere Socială a Populației, în sumă de peste 4,3 milioane lei pentru 84 mii de beneficiari. Compensațiile pentru căldură oferite populației Bălțănie în perioada rece până la 2,5 milioane lei. Masa de prânz în cantinele sociale 300 mii lei. Restul sumei este predestinat pentru întreținerea Institutului de Protecție și Asistență Socială, la activitatea cărora sunt întrebări și mai multe sub semne de calitate și eficiență. Deci, pentru sistemul de ocrotire a sănătății, limitarea financiară a mijloacelor nu a permis
prevederea în buget municipal a cheltuielor ce ar depăși suma de 260.000 lei. Sperăm că astăzi problema va fi puțin atenuată. Pentru sectorul economic sunt prevăzute cheltuieli în sumă de 86 milioane lei. Volumul cheltuielilor în structura transport și drumuri este prevăzut în sumă totală de 40,9 milioane lei, cu o creștere de 6,4%. Structura cheltuielilor pentru dezvoltarea drumurilor este caracterizată creșterea ponderii cheltuielilor capitale de la 32,8% la bugetul aprobat în 2016 până la 48,6% în proiectul bugetului pentru anul 2016. Cu toate acestea, pentru reparația capitală din sfera gospodăriei drumurilor și podurilor este necesară o sumă de minim 50 milioane lei. Pentru punerea în aplicare a subprogramului dezvoltarea transportului auto, se planifică o sumă de 23,6 milioane lei, ceea ce va ne permite, odată cu creșterea costului de preț a serviciilor de transport, să se păstreze ritmicitatea circulației transportului electric urban și nu în ultimul rând, asigurarea transportării în același volum a contingentului de pasageri care se bucură de înlesnit. Pentru prestarea serviciilor publice sunt prevăzute 4,5 milioane lei pentru gospodărie comunală locativă, 10 milioane lei pentru amenajarea teritoriului și spații verzi, 8,2 milioane pentru direcție, reparații și construcții drumuri și 12,2 milioane lei pentru direcția construcției capitale. Aș menționa că pentru punerea în aplicare și a subprogramei se presupune că în 2016 se vede că este o mică majorare de 2,2, dar pentru spații verzi, dar calitatea salubrizării se va îmbunătăți simțitor grație completării parcului întreprinderilor municipale cu autovehicule specializate primite sub formă de donații și investiții în bugetul municipal. Referitor la volumul cheltuielor capitale, putem constata că ultimele se planifică se atinge cifra de 34,1 milioane lei, cu o creștere de 10,7 milioane lei. Pentru instituțiile care vor fi finanțate din contul transferurilor cu destinație specială, sunt planificate 22,7 milioane lei din suma totală a cheltuielilor. Aș vrea să ating și problema cheltuielilor pentru personal, care ocupă jumătate din volumul total al bugetului municipal. Accentuez faptul că nivelul înalt de cheltuieli pentru personal cere un control riguros și monitorizare, ceea ce cu regret nu prea se face și nu se observă pe la noi. Mai prost decât s-ar dori, stau lucrurile cu selectarea prin concurs a candidaților pentru ocuparea funcțiilor respective, neavând din ce alege. Nu există o rezervă de cadre performante, lipsește la mulți colaboratori flexibilitatea în stilul de lucru, toate aceste deficiențe urmează să fie eliminate. Stimați consilieri, cu toții trebuie să înțelegem că proiectul prezentat nu ne permite să realizăm pe deplin măsurile preconizate în strategie de dezvoltare durabilă a municipiului Bălți pentru perioada de 2016-2019, implementarea politicii investiționale și modernizarea întreprinderilor municipale sub aspect tehnic, mai cu seamă continuarea funcționării acestor așa cum s-a dorit. În aceste scopuri, volumul bugetului ar trebui să fie la nivel de cel puțin 650 milioane lei. Dar aceasta nu există.
Și aceasta are loc din cauza că municipiul Bălți până când n-are statut special, pe care îl așteptăm mai mult de 5 ani. Parlamentul Republicii Moldova nu a examinat nici până în ziua de astăzi proiectul respectiv prezentat de noi. Dar totuși noi sperăm că propunerile noastre vor fi acceptate și că rezultat municipiul va putea în sfârșit să treacă de la bugetul de DRIF la bugetul de dezvoltare inovatoare. În concluzie, vreau să vă duc la cunoștință rezultatele Comisiei de Conciliere care au examinat propunerile parvenite în timpul audierilor publice. În cadrul audierilor publice au fost înaintate 79 de propuneri de la 28 de cetățeni ai municipiului, care constau doar în majorarea părții de cheltuieli a bugetului în sumă de 66,6 milioane lei. Comisia de conciliere, convocată în ședință din 5 decembrie curent, a susținut următoarele propuneri care vor duce la majorarea părții de cheltuieli a bugetului municipal. Pentru reparația blocului alimentar în tabăra Olimpiei s-a decis alocarea sumei de 100 mii lei. Pentru schimbarea geamurilor la etajul 3 în clădirea școlii sportive numărul 1 din Bălți, amplasate în incintă gimnaziul numărul 2, sumă de 200 mii lei. Pentru reparația acoperișului dispanserului psihopneumologic, sumă de 150 mii lei. Pentru instituția medico-sanitară publică, Spitalul Clinic Municipal Bălți, în blocul G. Reparația capitală în blocul acesta a rețelelor electrice în sumă de 50 mii lei și la schimbarea hidrantului antiincendiar în sumă de 150 mii lei. Ținând cont de propunerile aduse mai sus, taxa pentru unitățile de comerț sau de prestări servicii se va micșora cu 486,5 mii lei. Toate aceste modificări vor contribui la majorarea părții de venituri în sumă de 2.543,5 mii lei. Vă mai informăm că în conformitate cu circularea Ministerului Finanțelor Republicii Moldova din 2 decembrie anul curent, se alocă suplimentar pentru finanțarea învățământului în municipiul Bălți transferul în sumă de 1.406.000 lei, pentru școlile sportive 152,5.000 lei și pentru sfera socială 2.138,3 milioane lei, inclusiv 803.000 lei pentru Centrul de Reabilitare a Victimelor Violenței în Familie, 1.182.000 pentru Centrul Regional HIV-SIDA și 125.000 lei pentru majorarea salariului cu 0,2 asistenților sociale. Astfel, ținând luând în considerație calculele de mai sus, propunem că partea de venituri să fie examinate în prima lectură în volum de 429,328 milioane lei, iar partea de cheltuieli în volum de 430,328 milioane lei. Este firesc că materialul respectiv expus anterior în cadrul ședințelor comisiilor să mai fie completat cu alte propuneri astăzi, obiecții și sugestii care urmează și vor fi pronunțate de președinții comisiilor de specialitate spre examinare și de aceea vor fi supuse pentru lectura a doua. Stimați consilieri, apelăm la bunăvoință, responsabilitate civică și înțelegerea de către domniile voastre a situației de astăzi din țară și în special din municipiul Bălți pe plan economic, politic și social. Și să ne susțineți într-o bună dezvoltare și prosperare a orașului nostru. Vă mulțumesc!